5, 7, 5, românește, nu se poate. Nu se poate. Am citit foarte multe traduceri în germană și în, și în italiană. Nu știu cum să vă spun. Constrâns să rămâi în, în formula haiku-ului, se pierde foarte mult. Foarte mult, pentru că este exact ca și la sonet. Trebuie să rămâi acolo. Nu poți să te... Și atunci, chestia asta s-a întâmplat și în volumul care a apărut la Paris, directorul editurii a fost foarte plăcut, impresionat. Textele care au fost acolo, care erau în genul haiku-ului, a zis, astea sunt haiku-uri în formă rebelă. El este adeptul haiku-ului în formă rebelă. Nu? Deci eu nu îndrăznesc să spun că eu scriu haiku în formă rebelă pentru că nu îmi aparține. Și eu spun că sunt tristicul, absolut nevinovat. Și mi-am îngăduit să pun un motto porțiunea a doua a cărții care îmi aparține. Un motto din budism, dacă vreți. Toate ființele pot atinge desăvârșirea limpezirii. Este primul concept din Sutra Lotusului. N-o să vă... N-am citit niciodată în public haikuri, nu pot, nici tristihuri nu pot să citesc. După mine, tristihurile trebuie citite în liniște, nu cu voce tare, nu intonate. Trebuie pur și simplu citite în liniște și... Hai că spun și eu și asta. Trebuie inspirat ca să-ți devină, să fie al tău și atunci să-l simți, să-l poți intui. Am să încerc să vă spun în câteva cuvinte ceva despre limpezie. Este singura modalitate. Și aici îl citez doar ca și idee pe Petrețuța, că fără Dumnezeu nu există nimic. Și atunci vreau în continuare să subliniez ideea că, de fapt, credința nu are nimic cu habotnicia, cu îngustimea fricii de Dumnezeu. Dumnezeu, adică măcar pentru mine, mi se pare la locul lui să spunem că trebuie să ne fie frică de Dumnezeu, chiar dacă principiul ăsta există. Nu știu dacă Dumnezeu cere de la noi să ne fie frică. Doamne, mi-e frică că mă vede Dumnezeu. Nu! Ne vedem noi. Și tot ceea ce facem și ceea ce făptuim știm noi. Chiar dacă nu m-a văzut nimeni. Absolut nimeni. Dar eu am fost acolo. Eu știu. Și atunci limpezirea înseamnă, sau măcar așa o simt eu, așa o cred eu, este de fapt iubire. Să ne întoarcem înspre noi cu iubire. Și când există iubire, atunci există și respect, există și prețuire, există și deschidere, există lumină. Dacă nu avem puterea asta să ne întoarcem, să ne regăsim în noi. Totul e de pământ. Trăim de pământ. Adam Blandian a publicat o proză vis-a-vis de ideea asta în alternanță. Când a trimis textul respectiv și l-am citit, îmi pare rău, trebuie să spun și adevărul,
Când l-am citit prima oară, venit pe mail, l-am citit atât de repede ca să văd despre ce este vorba. La un moment dat m-am oprit și am zis nu, așa nu merge mai departe. Am printat textul și abia atunci l-am citit. Asta este, după părerea mea, și asta este ce a scris domnia sa, este și asta un fel de întoarcere înspre sine, întoarcere înspre noi, înspre fărâma aia de Dumnezeu pe care o purtăm cu toții noi. Chiar dacă pentru unii este acoperită de cețuri, de fum, de nimic. De fapt, titlul cărții era Somnul Lotusului. Iar Cashin a propus să fie trupul țărânii. Am acceptat ideea pentru că se apropie iarăși de ceea ce voiam să spun în motoul cărții. Trupul țărânii. De fapt, trupul țărânii suntem noi. Sunt plantele, sunt e omul în adâncul lui. Și de-aia am zis bine. Toate că, sincer să fiu, sunt numai pe jumătate fericit, cum să zici. Adică, cum să zic, e o căsătorie din aia... Da, neconsumat. Dacă dumneavoastră aveți ceva să mă întrebați, vă stau la dispoziție, iar după aceea eu propus ideea ca prin vânzarea acestor cărți celor interesați, suma care se va aduna să rămână pentru Biblioteca Municipiului Iubor. Un mărunt ajutor pe care îl ofer și eu orașului, care m-a primit întotdeauna cu, hai să spunem, cu brațele deschise. L-am simțit, să zicem, ca și acasă. Eu aș pune întrebarea. N-am avut ocazia să mă îndepărtez prea mult de rădășini. Și totuși ne-am îndepărtat în moment ce nu ești în satul natal sau unde. Cât de cât te-ai deplasat și totuși simțim o mică rădăcină undeva acolo în urmă. Și mă gândesc la dumnealui care a plecat, deci kilometri și distanță și timp și sentimente rămasă. Sigur că mă gândesc că e o temă de inspirație foarte bogată compoziție de... Sigur, pentru că este și o altă influență, nu numai că s-a mutat dintr-un loc. Da, și da, alte culturi au avut prilejul să cunoască, deci și cum e și domnul profesor Simeon de Nigră au tradus anumite cărți la ocultare, imediat îți altfel zbuge întrebarea girofa. Dacă i-a fost greu sau... Da, asta am vrut să zic. Deci, cum... Rădăcina asta, vă mai ține o țără în partea aia, după cum se vede, să fie da. Sau, nu, dacă oare toți ori fi, au rădăcină, simt că au rădăcină sau dacă au plecat. Aici are o problemă. Nu există un care să nu și aibă rădăcină. Unii o simt. Cu siguranță.
unii acceptă ideea asta, alții, cum să vă spun, o ignoră. O ignoră pentru că doare. În momentul în care, cum să vă spun, în momentul în care refuzi să-ți asculți vocea interioară, deja ți-ai provocat o rană. Și rana asta doare. Și doare atâta timp cât nu reușești să stai în fața ta și să spui, da, Domnule, ăsta sunt. De ce să nu spun? De ce să nu accept? Înțelegeți? Adică, să mă înțelegeți bine. Deci, eu ca și individ, pe două picioare, n-am nicio problemă cu faptul că sunt acolo de atâția ani. Nu asta. Ci cel care scrie. Ăstuia îi lipsești. Îmi lipsiți. Pentru că de la, iarăși revin la nefericita mea expresie, mi se apleacă. De multe ori mi se apleacă. Pentru că eu gândesc într-un fel și nu sunt în stare să spun exact ceea ce simt. Pentru că nu se poate înțelege. Mentalitatea mea nu este și modul meu de a gândi nu este cel de acolo, ci este cel de aici. Nu același lucru se întâmplă cu fiul meu. Se întâmplă exact fenomenul care s-a întâmplat cu șvabii când au venit aici. Prima generație a suferit, a doua generație iar a treia generație a fost acasă. Și același lucru s-a întâmplat cu revenire. De vers. Când au revenit șvabii din Banat, din nou în Germania, au simțit răceală. Pentru că răceala nu venea din partea celor de acolo. Răceala venea din partea ta. Tu te simțeai străin. Tu, cum să vă spun? Eu am fost cel care ani și ani de zile m-am simțit est-european. Până când a venit ea și a spus, dar până când? Cât timp mai vrei să fii? Și atunci m-am trezit și am zis, da, domnule șef, tu ai să mă respecti pentru că eu sunt aici să muncesc, nu să robesc. Nu eu sunt sluga ta, ci eu sunt colaboratorul tău. Și atunci s-a terminat. Și atunci, după ce ai tras linie și ai spus, alo, aici nu, așa cum te respect, așa trebuie să mă respecti. Dar dacă nu faci lucrul ăsta, atunci avem o problemă, amândoi. Așa trebuie. De aceea am și scris. Nu suntem mai puțin, nici măcar cu atât. De multe ori, pot să spun despre generația noastră. Că am învățat mult mai mult și mult mai temeinic decât ce se învață acolo. Îmi pare rău, o spun și asta, pot să o susțin oricând. Nu știu cum e școala acum, scuzați-mă. Aveți dreptate. Îmi pare rău. Generația noastră, ați spus bine. Adică? Că a noastră. Da. Da, acum? E trist, dar... E puțin mai altfel. Da. Nu vă supărați. Știți ce? Libertatea este... Înțeleasă greșit. Nu. Libertatea este cea pe care eu mie mi-o acord. Eu, în schimb, trebuie să știu că eu am o limită. Și nu vă supărați. Acum, ideea este adresată celor mai tineri. Prunci. Nu trebuie să li se dee totul. Copilul trebuie să aibă din tot. Nu trebuie să suferi așa cum am suferit noi. Nu așa.
Eu am cunoscut acolo indivizi care proveneau din familii nu bogate. Cred că Lugojul ar fi sărac față de cine aveau indivizi ăștia. Să fiți văzut cum își educau copiii. Păi nu, de ce dacă tata e milionar? Păi dar nu trebuie să-i cumpere tata imediat gata cea mai mare BMW. Nu. Eu cumpărat un Fiat 500. Ajunge. Îți trebuie mai mult? Păi du-te și muncești. Fiul meu, s-a dus și a muncit la McDonald's ca să-și adune bănuții să facă școala de șofer. Nu era de unde. Dar cu stă în oră și pedalează la tablete și nu-i atent la profesor. Nu poți să spune profesorul, bă, lasă că îl jinești și atunci... Da, dar asta trebuie să-i spună tata și mama. Copilul, fii atent. Acum, dacă acum nu înveți și te joci cu tableta, peste 20 de ani o să te joci și mai cu tableta. Și asta va fi tot. În rest, nu o să ai nimic la tărtăruță. De 20 de ani nu o să ai bază scumpe tablete. Dar oricum nu-i motivați așa. Nu mai există motivație în ziua de azi. Ia vedeți, dacă nu-i mai dați nimic și îl trimiteți la școală numai cu un codul de pâine, să vedeți că după 3, 4, 5 luni o să spună... Nu, dar eu spun, cei care nu vor să înțeleagă de vorbă bună, trebuie să fie confruntați cu adevărul. Exact. Copilul, atât ai câștigat astăzi, ai adus un 5 la mate, un 6 la română, ai numai atât. Păi tata, vreau să merg la film. Nu știu, dragă. Copiii nu sunt, cum spune dânsa ta, statistica arată că 50% nu iau bacul. Statisticile arată că intră la liceu cu o medie de 2. Statistica arată că... Da. Dar nu trebuie să ia bacul cine nu e în stare. Aici ai problema.